ce am făcut, domnule, de n-am postat vlog? Suntem aici în studio în fiecare zi, în fiecare zi am venit în studio, în fiecare zi. Încă puțin, abia am început să mergem, sărbătorim faptul că mergem, am făcut primii pași, n-am prins pe cameră să vă arăt, îmi pare foarte rău, dar eu am fost de față, am văzut și suntem foarte fericiți că la 11 lunițe mergem cu Rucea, mergem, da? Mergem. Ce-am făcut, dragilor, în ultimele două săptămâni, pentru că n-am postat vlog, am postat acea coreografie super tare cu Petrișor și cu fetele mele și am postat și un videoclip pe distracție la piesa Zizi, o piesă care îmi place foarte mult și vă place și vouă. Și ce-am făcut, domnule, de n-am postat vlog? Păi stai să vedeți că vă arăt în vlogul ăsta tot ce-am făcut în ultimele două săptămâni. Am venit din vacanță și m-am apucat de treabă, că eu nu pot să stau locului, n-am cum să stau locului. Primul lucru, am intrat în studioul de registrări și am înregistrat două piese deocamdată, super tare, urmează să mai trag încă trei piese, foarte tare, pentru că vreau ca anul acesta să lansez foarte des piese pentru voi odată la o lună jumate să vin așa cu o piesă frumoasă. Cum fac freza? De asta suntem noi la studio, ca să faci tu freza? Da. Da? Mă dau cu gel. Și eu să stau aici. Nu facem piese mișto? Să facem niște piese mișto, zic. Câte piese mișto îmi faceți? 5. 5. 10. 10. Exact. Suntem aici în studio în fiecare zi. În fiecare zi am venit în studio, în fiecare zi. Ia uite. Facem treabă multă anul ăsta. Am pregătit și coreografia la spate pereche, am filmat-o, după cum ați văzut. Da! Da! Le dai și lor? Le dai și lor? Dă-le și lor! Pe asta? Sau pe asta? Apoi am avut o ședință foto, mi-am dorit foarte mult să fac niște poze așa mai fashion, mai frumoase. Urmează să le postez pe Instagram și pe Facebook, o să le vedeți în curând. Atunci când nu scoți copilul afară, că e frig, da? Și vrea să sară în apă, ce faceți? Puneți apă pe jos, în bucătărie, da? Puneți apă pe jos, da? Și apoi lăsați copilul să sară, ca să nu fie supărat când a ieșit afară și n-a sărit în apă, da? E bine, ești fericită, Ela? Da! Yay! Fiecare zi am alergat programul, încerc să mi-l fac până în ora 5. Ca la 5 și ceva să fiu la grădi, să o iau pe Luța și totul se desfășoară ziua, dimineața, deși sunt pe tura de noapte. Nu știu cum se face că eu cu Clărița sunt pe tura de noapte, în fiecare noapte, și dorm cu Clărița, Clărița care încă se trezește de 3 ori să bea lăptic. Dar ce da? Ce-ți dau eu, pizza? Ce-ți dau? Rujuri, ia! Uite ce aici, ia! Rujuri, rimel, rimel. Așa, deci mă trezesc cu Clărița de 2-3 ori pe noapte și apoi mă trezesc la 9-10 dimineața și o iau din loc și plec cu treburi. Și la ora 5 vin acasă, o iau pe Luța de la grădi și merge la locul de joacă, pentru că trebuie să avem momentele noastre doar eu cu ea. Mergem la locul de joacă, ne distrăm, ne jucăm și apoi vin acasă și începe balamucul de băiță, îi facem băiță, toți grămadă și ne distrăm la băiță. Și, by the way, mama este plecată în vacanță, în această săptămână mama este în vacanță în Israel și mi-e dor de mama, mi-e dor de mama, că mi-a fost greu fără mama, o săptămână fără mama a fost greu tare, dar mama merita și ea o vacanță pentru că a fost alături de mine din prima zi de când s-a născut Luța și merita și ea o vacanță. Hai,
șef Eluța! Ce faci tu, șef Eluța? Ce faci tu? Sunt bucătărașă și ajungem... Ce faceți dumneavoastră aici, în această bucătărie? Gogoși! Facem gogoși! Ați pus cereale, tofăr... Cu orez! Cu orez! Ați făcut cu orez, da! Ia priviți ce avem! Ia priviți ce avem! Ce avem acolo? Cel mare pentru gogoși! Cereale pentru gogoși! Priviți și Clărița este răcită și Eluța a fost răcită. Am făcut aerosoli și în continuare Clărița face aerosoli. N-am obișnuit să facem aerosol din septembrie, de când a început de la grădiniță, tot facem aerosol, pentru că vine cu tot felul de receli acasă de la grădiile, de și Clăriței. Și ce să facem? Facem în continuu aerosoli. Ela nu se poate hotărâ ce să facă. Ela, mergi cu bicicleta? Da. Te uiți la desene? Ești o prințesă cu rochiță? Da, deci că nu se poate hotărâ, după cum vedeți. Este echipată de ce? De orice urmează să vină. Scrieți în comentarii, dragi mămici, câte dintre voi aveți bebeluși și bolnavi, că e mare, mare virus acum, mare gripă, mare. Noi suntem pe aerosol tot timpul și aerosolii sunt foarte buni, imediat îi despundă de sucul. Așa? Așa? Weekendul trecut am avut concerte, urmează să mai am și weekendul acesta încă două evenimente. Asta? Nu place asta? Hai să punem roz, Clărița, hai să punem roz. Scrieți în comentarii, dragi mămici, cum vă dichisiți voi bebelușul, cum vi-l aranjați. Ia, priviți, minunat, minunat, frumos. TikToker, pentru că de curând, de asta vară, sunt și eu pe platforma de TikTok. Am 180.000 de follower, dați acolo follow pe TikTok. Și m-am întâlnit cu TikToker ca să vedem dublet despre ce e vorba pe această platformă. Și am făcut niște super TikTok-uri, urmează să mai postez. Am cunoscut și eu oamenii ăștia care se ocupă de TikTok. Dragilor, cam acestea sunt lucrurile din viața mea. Și dacă Clărița cântă acum și face vocalize, stați să vedeți cum cântă Eluța la pian și cu vocea. Fiți atenți cum cântă. Ne vedem în curând. Okay. Da? Nu, nici asta, nu-mi place nimic. Nu.
Nu. Ștampila? O, da, ștampila, da, cu ștampila putem să tăiem facturi și oamenii ne plătesc facturile alea și e super bine, da, deci e bine, da, ștampila, da. Ce rujuri, ce fundițe, să luăm ștampile și să facem facturi. Așadar, dragilor, ne vedem data viitoare, luni, vă stăm vlog nou, vedem ce năzbâtii mai facem, vă țin la curând cu viața mea. Și acum urmează să plec la studio să mai trag niște piese frumoase. Abia aștept, dragilor, să ascultați piesele pe care le-am înregistrat. Pentru că sunt super tari și vreau să lansez o piesă la o lună jumate și apoi în toamnă urmează să fac o mare, mare surpriză pentru voi! Vă țin la curent, bineînțeles, aici pe vlogul meu. Vă pup și vă iubesc!